bine, mă. Sunt super emoționat. Care este viteza maximă cu care... Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de IQ Battle. Nu pe stradă, ci la Cavaleria Hub. Pentru că astăzi o să avem un episod special în care o să merg și o să le pun întrebări colegilor mei minunați. Iar premiul pentru ei este un bilet la First Class Cinema. Dați un mare like pentru că asta ne ajută și e gratis, un share să vadă și prietenii voștri și neapărat să vă abonați la canal. Și știți deja, lăsați întrebările voastre mai jos pentru episoadele viitoare. Let's go! Salut Mihai, ce faci? Salut Andrei, fac bine, tu ce faci? Bine, Mihai, pentru tine să știi că am o întrebare destul de dificilă, pentru că el și este un băiat isteț, care de obicei dă răspunsul corect, așa că a trebuit să vin cu o întrebare pe măsura nivelului tău. Ok. Unde este al doilea cel mai înalt vârf muntos din lume? Pe ce continent? Pe Asia. Știi și cum se numește? Răspuns corect. Știu că era undeva la vreo 1500 de metri altitudine. Stai așa. Nu știu, K2? Bravo, mă, băiat deștept. Bune? Da, vreau să spun întrebarea cum se numește al doilea cel mai înalt vârf muntos din lume, care e K2, și am zis, băi, e un pic cam dificilă. Hai totuși să te întreb în ce continent e. Oricum, felicitări. Mulțumesc. Felicitări. Bate inima. Plăduț, ai câștigat. Te las pe tine să vezi premiu. Un bilet la First Class Cinema, unde vom merge cu toții. Nice. Iar cei care au câștigat au biletul plătit. Din partea emisiunii IQ Battle. Mulțumesc IQ Battle pentru acest premiu, mă. Sunt super emoționat. Da, foarte mișto, abia aștept. Pe Mihai să știți că l-ați văzut și în episoadele precedente, doar că nu pe el fizic, ci chestiile de grafică pe care le vedeți pe episoade sunt aici. În descriere îl găsiți acolo, Mihai Altean. Mulțumesc, Mihai. Mulțumesc și Andrei. Suntem aici cu coprezentatorul acestei minunate emisiuni și partenerul meu care mă ajută în fiecare săptămână. Salut, Vlad. Salut, Andrei. Salut, salut, salut. Mama, am emoții, zici că la test. Chiar el ține atât premiul cât și premiul de consolare și îl va da singur în funcție de răspunsul pe care îl dă. Haide, nu mai pot. Vlad, care este suma unghiurilor dintr-un patrulater? Dintr-un patrulater? 360. Felicitări, avem un câștigător. Fost la mate info în liceu. Îmi dai mie premiul de consolare să-l țin și ia vezi ce ai câștigat. Voiam și vafaia. First Class Cinema. Și asta ce înseamnă? Un bilet la First Class Cinema. Ce? Da, mă, am fost. Dar voiam să fac așa un pic mai interactiv videoclipul, să pară că nu știu ce se întâmplă aici. Păi, fac felicitări. Parte din Nike Battle, cum să nu știi. Felicitări. Lasă-mă să strâng mâna. Îmi dai vafa. Facem schimb? Nu. Salut, Andrei, ce faci? Bună ziua. Salut, Andrei. Uite, lucram la un clip de pe Magicul și cel mai tare canal de pe YouTube românesc, CryptoVineri, tot așa acolo. Andrei, știu că tu-ți dorești să călătorești în jurul lumii. Așa că întrebarea mea pentru tine este următoarea. Mamă, ce mă întreabă? Câte continente sunt pe globul pământesc și care sunt acelea? A, și care sunt? Păi da, nivel pro. Stai așa. Bă, o să merg pe... Există două șanse. Dar stai să le iau prima oară ca să mă gândesc. Aici avem Europa, Asia, Oceania se pune ca și continent, nu? Asta ar fi așa. Mai așa. Așa. Australia. America se pune ca un singur continent? Cred că nu. Nu. Deci America de Sud, America de Nord. Deci câte ai până aici? Nici nu mai știu. Cred că. 7, mă, merg pe 7 și le luăm la rând. Europa, Asia, America de Sud, America de Nord. Ce mai avem? Australia, n-am zis Australia, nu? Antarctica și Oceania. Deci bine. Aproape. Ești aproape. Îi zice altfel. Deci ale pe rând, America de Nord, America de Sud, Australia, Europa, Australia. Africa, mă, n-am zis Africa, nu zisem Africa? Exact. N-am zis Africa. Bravo, felicitări, Andrei, am plăcut. Am emoții. First Class Cinema Ticket, IQ Battle, filmul IQ Battle. Nu, e la ce film vrei tu, un bilet la First Class Cinema. Unde, cine e First Class Cinema? Un singur bilet? Poate mai vorbesc cu
Radu, salut! Salut, Balam! Întrebarea mea pentru tine este următoarea. Te ascult. Care este cel mai înalt animal terestru? Cel mai înalt animal terestru, teoretic, ar trebui să fie girafa. Mie să nu fie vreo întrebare de asta capcană și mă tot gândesc la ce animale cunosc din toate timpurile sau prezente? Prezente. Ok. O să merg pe girafa atunci. Felicitări, ăsta era răspunsul corect. Da. Premiu chiar aici pentru tine, felicitări. Îți mulțumesc. Ia deschide-l și vezi. Poți să-l deschid acum. Bineînțeles. Ce am primit? First Class Cinema. Oh, very nice. Sărut Mona. Cum are drag. Îmi place să fac afaceri și emisiuni cu tine. Cum are drag. Salut, Flavius, ce faci? Salut. Ce să fac, tocmai am făcut un test cu gladiatorul și acum am intrat în extemporal. Cu dinozaurul ăsta de mașină. Ce lucrare primesc la extemporal? Întrebarea mea pentru tine este următoarea. Aole, mi-e rău, zi. În urmă cu aproximativ câți ani au dispărut dinozaurii de pe Terra? Ha, n-am nici amic idee. Probabil 600 de milioane de ani, ceva de genul ăsta, pe acolo. Știai ceva, era 66 de milioane de ani, răspunsul corect. A pus un zero în plus că e inflația acum. Știai ceva, știai ceva, bravo, oricum. Da. Ai luat premiul de consolare, vlăduț. Mulțumesc frumos, o vafă de vanilie. Ce drăguț! Păi, e super tare. Chiar după căldura pe care am suferit-o împreună cu cei trei crai de la răsărit, merita vafa asta. Bravo! Super. Mulțumim bine. Frumos! Și eu mulțumesc! Bună, Iana! Bună! GV.ro? Să intrați acolo. Găsiți tot ce vă place. GV.ro. Iana, întrebarea mea pentru tine este următoarea. Oh, am emoții. Cine a spus celebra frază, zarurile au fost aruncate? Nu știu. Știi că nu știu. Nu, zarurile au fost aruncate. Mamă, și eu... E super cunoscută. Îți dau un indiciu, a fost un mare lider. Mare lider? Zarurile au fost aruncate... Nu, cred că e Gandhi, nu? Nu, din păcate nu știu. Dar spui și răspunsul după aia? Îmi pare rău. N-am și... N-am nici premiu. Zim, cine este? Care e răspunsul? Iulius Cezar. Aaaa, nu știu. N-aveam unde să știu. Hai, vezi? Am făcut-o de răspunsul mama. Sper că nu mă renege. Din păcate, premiul de consolare pentru tine înghețată de vanilie. Pe care eu nu am voie să mănânc pentru că sunt alergică la vanilie. Asta e, îmi pare rău. Poftim. Îți mulțumesc că m-ai primit. Îmi doream de foarte mult timp să fiu aici, să știi. Eu îți mulțumesc, Iana. Bravo. GB.ro? GB.ro, nu uitați. Gadgetboutique.ro? Exact, GB.ro. Suntem aici cu cel mai tânăr membru de la Cavaleria Hub, Răzvan. Salut, Răzvan. Salut, salut. Răzvan, câți litri are un metru cub de apă? 1000. Felicitări. Bă, numai oamenii steți, mă, numai oamenii steți. Am sperat să te prind cu întrebarea asta, însă poate nu știi. Având în vedere că ai doar 19 ani, ești isteț, mă, bravo. Aia zic. Mulțumesc, mulțumesc. Bravo. Nu, 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 ia uite, Vlăduț îmi dădea să-ți dau premiul de consolare. Ia vezi ce ai câștigat. Hai să vedem. First Class Cinema. Ah, bilet. Da. Ce mișto. Bilet la First Class Cinema, îți alegi tu filmul, mergem cu colegii împreună. Te pup, mersi mult, ești îndrăguț. Cu mare drag. Salut. Salut, Radu. Salut, Andrei. Să știi că am pentru tine o întrebare destul de dificilă, pe măsura ta. Câte episoade are Curiosity? 125. 126. Curiosity? 121. Încă nu e sâmbătă, încă. N-am zis câte a fost publicată. Corect, corect, ai dreptate. Radu, ia-zi. Aproximativ care este circumferința Pământului în kilometri? Cât are Pământul la ecuator? Trebuie să mă întreb despre Marte. 5 milioane kilometri? Răspuns greșit. 44.750. Mai pune-mi întrebarea, hai că e fun. Care este cel mai înalt animal de pe pământ? Balena, dacă stă pe coadă. Girafa? Exact. Ok. Hai că e prima întrebare. Ți-am zis că întrebarea, nu, ți-am zis că întrebarea e dificilă, pe măsura ta. Nu puteam să vin la tine cu o întrebare ușoară. Chiar nu puteam. Acum știu care e circumferința pământului, nu? 44.750. 750 de kilometri. Nu se schimbă? Acum nu putem ști cât e de accurate, dacă peste anul, la anul apare un articol în care ni se zice că au descoperit că de fapt nu era 44.000, că au venit cu niște noi măsurători și care 70.000. Dar cum au măsurat-o? Păi fii atent că au fost niște chestii destul de interesante, încă de prin 1800 și ceva, oamenii au reușit să facă, adică este un matematician care a făcut niște calcule, îți dai seama că în momentul ăla nu avea instrumente, dar a făcut niște calcule care au fost
foarte precise și pe care noi cu tehnologia din ziua de azi am reușit să vedem că, bă, uite, omul ăsta a zis că are aproximativ 44.000 de kilometri. Prin niște calcule matematice, prin astea, încă din 1800 și ceva avem idee de circumferința Pământului. Very cool. Da. Mulțumesc frumos, Radu. Eu îți mulțumesc, onoarea a fost de partea mea, îmi place foarte mult ceea ce faci. Mulțumesc frumos. Call de pe tine. Mulțumesc frumos. GB.ro. GB.ro. Premiul de consolare, Radu, o înghețată. Vă și premiul de consolare? Da, da, da. Pentru echipa, awesome. Pentru membrii echipei avem și câte o vafă de vanilie pe ferata noastră. Tu mai ce am mâncat, desertul vine la fix. La momentul potrivit. Thank you. Eu, thank you. Bună, Alina, ce faci? Bună, bine. Întrebarea mea pentru tine este următoarea. Crazy. Care este cel mai mare ocean de pe Pământ? Planetar, bă, băiatule, că le unește pe toate. Nu? Ba da. Hai că știu că ai să-mi glumezi. Ba da. Am zis o glumă. Cel mai mare? Da. Atlantic? Nu știu, efectiv, I bullshit you. Chiar nu știu. Nu, era nu Pacific. Atlanticul este al doilea, iar Pacificul are de două ori, aproape de două ori mai multă apă decât Atlanticul. Și Pacificul era al doilea la mine, pe listă. Știi care e, unde e Pacificul și unde e Atlanticul? Da. Bine, zic eu, Pacificul este între America și Asia, iar Atlanticul este între Europa și America. Bine, de-aia mulțumesc. Acum e logic că e mai mare, nu? Este, este. Premiul de consolare, Alina, pentru tine. Mulțumesc. Cu mare drag. Mulțumesc. Înghețată vafă de vanilie, cum mulțumesc. Îți place nouă. Cum? Da, nouă, hai, let's afară, go. Out. Let's go. Salut, Sorin. Salut. Ce substanță face morcovul să fie portocaliu? Carotenul. Răspuns final? Caroten, așa se cheamă? Răspuns că ce zici tu, caroten există, e corect. Da, asta. Felicitări, mă, beta-caroten, răspuns beta corect. Beta-caroten, așa. Premiul chiar aici pentru tine? Atât, o întrebare, un premiu. Zici că nu te uiți la IQ Battle, mă, Sorin. Ce este asta? First Class Cinema. Și ce înseamnă? Un bilet la First Class Cinema. La ce film vrei tu? La orice film vreau eu? Da, îți alegi filmul și când dorești tu data și filmul și este foarte mișto. Putem să mergem toți grup? Toți colegii care au răspuns corect. Mă rog, toți care au câștigat și restul stau afară. Poți să vină și la food court acolo. Poți să vină și iau unde asta. Poți să vină și dar ce pentru tare. Ce isteți, IQ Battle le plătește biletul. Ce tare, mersi. Cu mare drag. Mi se pare un premiu foarte mișto. Dar toți am primit la fel, toți da, care au știut. Da. Foarte tare, bravo. Da. A ta a fost ideea de premiu ăsta? A Lorenei. Bravo, Lorena! Și colegii mei au pregătit și pentru mine o întrebare. Hai să vedem. Deci, pregătit, cum te simți în postura de participant la propriul tău concurs? Am emoții. Da. Fii atent, ce întrebare avem noi pentru tine. Este gândită de toată echipa, ca să știi. Care este viteza maximă cu care poate merge un metrou în România? 80 de kilometri la oră. Da, 80 de kilometri la oră, răspuns corect! Nu pot să cred. Nu există. Ba da, serios, asta e, bravo. Deci ai câștigat un bilet la film. Da. Nu? La First Class Cinema. Exact, bravo. Nu vine să cred că am nimerit-o. Da, am luat-o după logic, adică cam cât de repede am văzut că merge atunci când vine prin linie și mi-am imaginat cam care e viteza aia. Bravo. Dar a fost total random, adică nu... Felicitări. Nu vine să cred. Nu vine să cred. La film. Ești, mamă, nu că merg la film, dar tu îți dai seama că oamenii de când așteaptă să mi se pună mie o întrebare. Și uite, ai răspuns corect, bravo. Yes. Mulțumesc, doamne. Ai zis să duplezi viteza trenurilor din România și... Da, ai zis 80 de kilometri. Exact, exact. Salut! Cam asta ar fi pentru acest episod. Dați un mare like mai jos pentru că asta ne ajută, un share să vadă și prietenii voștri și abonați-vă la canal cu clopoțel și cu tot ce trebuie. Și știți deja, lăsați întrebările voastre pentru episoadele viitoare. Ciao!